Începând cu 15 iunie, CFR Călători va fi suplimentat cu 31 de trenuri estivale care vor face legătura dintre județul Constanța și principalele orașe ale țării. Acestea vor circula până la începutul lunii septembrie. Călătorii care vor cumpăra bilete dus-întors vor beneficia de o reducere de 10%, iar cei care vor decide să le cumpere online vor beneficia de o reducere de 5%. Trenurile vor fi introduse în circulație treptat în funcție de orarul plecărilor și al sosirilor. De asemenea, vor exista legături între municipiul Constanța și stațiunile de la Malul Mării. Pentru ruta Constanța-București, prețul unui bilet este de 58 de lei și 20 de bani. Un drum Suceava-Constanța costă 95 de lei și 10 bani, în timp ce biletele pentru trenurile cu destinația Oradea sau Arad costă 121 de lei și 50 de bani.